bună, emisiunea dânsa este, să zicem așa, în centrul atenției noastre, antologia de proză underground teme, sau, mă rog, Timișoara underground, altfel spus, orașul care nu se vede, volum colectiv coordonat de Cristian Vicol și apărut la editura Brumar. Bine ai venit, Cristi. Bine te-am găsit. Este, deci, o selecție, o colecție de proze scurte, de fragmente de roman, care, de fapt, ce spun despre underground-ul timișorean? Ce este underground-ul timișorean din această carte? Underground-ul timișorean din această carte e acea parte a orașului care, după cum spune și subtitlul, nu se vede, nu se mai vede, aș spune, pentru că o bună parte din el a dispărut. Povestește, de fapt, despre personajele reale, despre evenimentele reale, despre locurile reale care sunt departe de centrul. Poș, frumos, curat, e povestea cartierelor. Adică departe de mainstream-ul, exact. Galant și vizibil, exact. de imaginea oficială a orașului. Cumva. Exact, e mai degrabă mainstream-ul ăla de cartier, de cârciumă, de personaje pestrițe, colorate, de eroi pe care avem fiecare în scara blocului. Să luăm pe rând aceste elemente. Ce înseamnă, să începem cu oamenii, ce înseamnă eroi sau antieroi aici? Ce tipuri de personaje? Păi, personajele în general sunt ele pe care le știm toți din cartierul în care locuim, fie că sunt beții vinotorii, fie că sunt borfașii mărunți puși pe diverse combinații, fie că sunt cei care încearcă să îți vândă droguri, sau toată lumea știe despre ei că ei nu prea lucrează, dar în același timp trăiesc bine, mersi. Despre lucrătoarele sexuale care se mai întâlnesc, mai ales pe la, prin cartierele periferice, deci mai puțin centrale ale orașului. Despre oamenii care în general au în jurul lor o aură, cum să spun, un pic de pericol acolo, dar și de atracție, pentru că sunt oameni care ies cumva din tiparul centrului, locului frumos, a omului omogenizat, de fapt, de locul în care trăiește, care îi spune că trebuie să se comporte în vreun fel. Este omul pe care, când îl vedem în centru, ni se pare complet rupt de locul în care e, de fapt. Este și scriitor o figură underground sau a devenit? Unii sunt, sigur. Cum ar fi? Da. Cine dintre scriitori e underground și ce înseamnă asta, să vedem? Păi aș zice că cei mai underground de aici sunt cei ale căror povești din volum sunt ale lor. Sunt oamenii care și-au trăit propriile povești din volum și care sunt turbulente, cel puțin. Vorbim de oameni, de scritori care s-au bătut prin baruri, care s-au drogat, care s-au îmbătat mult prea des, care, au vizitat anumite doamne, domnișoare, da, și așa mai departe. Ei sunt cei underground, dar în același timp ceilalți care au scris despre alții sunt buni observatori, fini observatori ai acestui underground, au reușit să-l înțeleagă și să extragă esența din el. Doi scriitorii pe care i-ai selectat sunt Sorin Băiaș, Emil Bibel, care este cu un interviu prezent despre un local, un magazin, de fapt, al cărui nume îl putem spune pentru că nu mai există. De mult, de pe la începutul anilor 2000. Rocarola, un magazin legendar în comunitățile, să zicem, celor ce erau interesați de rock din Timișoara respectivă, unde ne uitam ca hipnotizați. Deci când vedeam cum erau tricouri alea, de exemplu, negre și scria cu roșu AC/DC, cu galben Sepultura pe ele, intra într-un fel de transă, care rămâne de descris într-o carte viitoare. Adriana Cârcu, subsemnatul Borco Ilin, Mugur Ioniță, Cosmin Leucuța, Alexandru Maniu, Goran Mrachić, Bogdan Munteanu, Daniela Rațu, Lucian Vasile Sabo, Adrian Petru Stepan, Traian Șoimu, Daniel Timariu, Marcel Tolcea, Vlad Marco Tolea, Andrei Ursu, Cristian Vicol. Deci din scriitori din generații diferite. Da. E foarte clar. Da. Ce imagine... Hai să vedem, vorbeam de oameni, de personaje. Ce locuri se răzbat de aici? Locurile sunt alea cel mai des frecventate de o anumită generație. La generația 80 era, de exemplu, cimitirul pentru o anumită facțiune a ei. Că mergeau și unii dintre ei și beau prin cimitir. Generația anilor 90 pare mai degrabă să fi fost
într-un chip clasic, așa, o revenire la bar, la cârciumă, la local, la establishment. Și apar multe din menționate sau chiar ca personaj central, cum e și la tine, sau personaj aproape central, da, dar secundar important. Apar baruri care au devenit legendare în oraș și care au fost, da, frecventate, și s-a creat în jurul lor o anumită aproape mistică. Papionul, CP-ul, da, H-ul, Omiu. Spune nume, pentru că aceste localuri sunt, da, închise. Ele țin de, să zicem, istoria și geografia literare, culturală ale Timișoarei. Exact, tău, exact. Și barurile astea au adunat tot soiul de energii foarte, foarte diverse. Și asta e foarte important, pentru că de ce? De obicei energiile astea ajungeau ori să intre în conflict, da, unele cu altele, și atunci se lăsa cu certuri, cu bătăi, cu întreceri de diverse feluri. Iar poveștile astea, ele au rămas. Astăzi, dacă mergi și întrebi pe cineva din generația mea, eu sunt mai tânăr ca tine, dar și din, da, generația ta, și le spui de locurile astea, locurile astea, fiecare va avea povești de acolo. Și ai zice la o primă audiție a acestor povești că n-ați cumva pescărești, așa, marinărești un pic, adică par mult prea exagerate, dar în bună măsură ele sunt adevărate. Și dacă s-au exagerat, este pentru că miezul lor este similar cu cel din care se formează miturile urbane. Și miturile urbane sunt foarte, foarte importante pentru o comunitate, mai ales o comunitate care cumva, și asta am încercat să arăt, în centru ea s-a pierdut. Ea a devenit uniformă. Ea nu prea mai regăsești. Aici este întotdeauna cumva raportul problematic dintre centru și margine. Exact. Unii vorbesc de spații marginocentrice, care sunt și așa mai departe, și de faptul că întotdeauna aproape marginea, underground-ul, sunt mai fertile pentru artă. Deci, exact, sub o formă sau alta, ele cumva dau tonul, un ton care cumva face muzică mai târziu, pe măsură ce și underground-ul respectiv se oficializează. Un exemplu clasic este Parisul, în care marginii, cum erau Montmartre și nu știu ce, au ajuns acum centre sau zone, exact, centrale culturale, vorbind. Da. Acum, în Timișoara, înainte de 89, în lumea literară era legendarul loc numit Casa Universitarilor, unde nu mergeau doar universitari. După aia a apărut ideea asta cumva că Timișoara în anii 90-2000 nu mai avea un loc care să centralizeze, să zic așa, să adune, să fie matca boemă a urbei. Erau tot felul de locuri, dar niciunul nu mai avea, să zic așa, pregnanța pe care o avea în epoca ei Casa Universitarilor. Tu ai prins Papionul. De exemplu, da. Și nu numai, că era Papionul, era într-o salbă, da, de locuri. Dar asta e foarte important, pentru că deși poate nu mai exista un singur loc unde se coagula comunitatea și și boema, se și coaliza uneori. Și se și coaliza, da. Au apărut mult mai puternic după 90, din punctul meu de vedere și, da, din ce am trăit eu, microcomunitățile în jurul unor pasiuni comune. Că era muzica rock, că era muzica punk, că era rave-ul, că era, eu știu, alte fenomene. Locurile astea, sau au apărut locuri care au invitat aceste comunități, care au existat vreo 10-15 ani, părerea mea, că după aia s-au cam dus. Dar de-aia avem atâtea baruri de rockeri în oraș. Atâtea, avem sau? Aveam. 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 Da, asta e. Cumva, în timp ce puneam cap la cap povestirile primite și mă gândeam la temă și la cum să le organizez, mi-am dat seama că, într-adevăr, pare că o bună parte din locurile astea ale memoriei, ca să le zic, da, așa, au rămas exact lucrul ăsta, un loc al memoriei, și el... Păi nu numai asta. La tradiția rock-ului care există, de exemplu, în Timișoara, da? Au fost tot felul de locuri, unele imediat, uh-huh, după 90, cum era poate prima rocotecă, Subway, în Piața Crucii. Era în cera underground, apropiu, se cobora, era un fel de subsol pe o scară îngustă. Și acolo ieșeau tot felul de bătăi între rockeri și de care țineau ca să ne spunem că la fotbal cu o formație sau cu alta. Veneau și oameni din categoria discotecilor, doar ca să caute scandale. Deci, mm-hmm, categorii sociale de tineri, mai ales, cumva opuse. Și așa mai departe. După care au fost și alte locuri. Acum nu mai sunt.
localul rock. Nu, nu mai sunt. Sau cred nu că eu, printre puțin, ultimile da. Care s-au dus a fost Daosul, nu? Da, că nici ăla nu mai e, s-a închis, s-a închis că s-a dărâmat tot da. Paltimul sau unde era. Și pare că, într-adevăr, oamenii în astăzi nu mai au puterea asta de a se coagula, vezi, tot zic coaliza, da, da. Coagula în jurul unor pasiuni comune altfel decât probabil pe internet, pe social media, în mediul virtual. S-a produs substituirea asta? Da, pentru că acolo da. Sunt grupuri, comunități. Da. Deci, practic, s-a delocalizat, s-a virtualizat coagularea, exact. Să zicem. Da, da. Asta cred. Ceea ce mi-a confirmat într-un fel și Emil, la care da. Am luat interviu și na, l-am întrebat, ok, bun, din toată efervescența aia a tinerilor care umpleau rock-a-rola și veneau și luau casete și luau tricouri. Nu știu și dacă luau... erau și primele CD-uri pe acolo atunci. Da, și el a da, pe CD-uri astea. A trecut la un moment dat, ok, unde mai sunt? Mai există interesul pentru fenomenul rock? Și chiar în timp ce vorbeam cu el despre lucrul ăsta, au intrat doi puștani în localul unde el lucrează acum și care l-are. Și care e deschis, nu-i spunem da, numele. Da, și care e deschis și nu-i spunem numele. Aveau vreo, nu știu, 14-15 ani și căutau Judas Priest. Și am rămas complet mirat pentru că mi-am dat seama că, ok, energia asta încă există. Doar că acum se manifestă în altă parte. Bun, nu se mai manifestă ca pe vremea mea sau a ta într-un bar sau într-un... Nu se mai pune problema că așa ceva să dispară. De exemplu, să dispară interesul pentru rock. Mm-hmm. Problema e dacă el cumva nu s-a diminuat sub cota critică. Care o fi aia, nu știm. Dar suficient cât să nu mai existe localuri specializate, mm-hmm. să zicem asta, să nu mai știu eu. Cred că a intrat înapoi în underground, ca să zicem așa. Rock-ul a apărut cumva ca un fenomen de nișă. Rock-ul nu doar ca muzică, ci și ca stil de viață, ca vestimentație, ca atitudine. La un moment dat el a devenit mainstream, anii 80-90, da. Au fost super mainstream, adică aveai rock inclusiv pe MTV, pe Viva, erau ore întregi de rock. La un moment dat însă au început să fie tot mai puțin și tot mai puțin. Fenomenul nu are cum să moară, că e unul al rebeliunii și rebeliunea este specifică unei perioade a vieții. N-ai cum să, dacă ești rebel, n-ai cum să, sau dacă ești adolescent, când ești adolescent, n-ai cum să nu ajungi la rock sau la punk sau la rave sau la grunge sau la ce vrei tu. Dar nișându-se înapoi, devenind mai mult mai puțin vizibil, cred că a intrat iarăși în zona aia a cunoscătorilor, a colecționarilor, a celor care fac o pasiune și nu doar se afișează ca un membru al unei comunități. Ce spune asta despre deci, ce tipuri de locuri, ce tipuri de personaje? Ce se întâmplă de fapt cu aceste personaje? Ce destin au ele? În genere, dacă se poate, mă rog, sintetiza cumva, așa după cum reiesc destinele în cauză din cartea asta? Cred că destinul lor e tragic, doar noi îl găsim tragic și îl vedem tragic, pentru că suntem în afara, acum, suntem în afara fenomenului și putem să-l privim cu ochi critic da. Din textul cuiva și ne amintim de el cu nostalgie. Și aceste personaje ne amintim de ele și avem impresia că ele au dispărut, dar ele cred că pur și simplu și-au continuat în textele, surprind momente. Sunt decupaje dintr-o viață mult mai lungă, dintr-un șir de evenimente mult mai lungi. Și personajele există și după textele astea și au existat... Știi așa ceva de unele dintre ele? Eu nu mai știu nimic de fata aia despre care am scris. Și la mine apare în text o fată și cred că sunt prieten pe ea cu ea pe Facebook, îi mai văd postările uneori, e ok, toată lumea s-a normalizat cumva și cei care erau cumva complet pierduți și în afara sistemului și a posibilității de a fi salvați, trăiesc prin textele astea. Ce s-a întâmplat cu ele mai departe, asta este uluitor. E firesc până la urmă. Ok, au murit, deci, au dispărut, au plecat. Textul pe care eu l-am propus provine dintr-un roman, faza în care eu scriam un fel de... Romanul se numește Casete Martor, în care scriam ca un fel de cronică, deci așa un fel de trecere într-un tip de text anume, ceea ce mi se întâmpla sau ceea ce făceam în zilele respective. Eu l-am scris pe la în ziua de după ce s-a întâmplat acolo. Tu cum ai procedat? Cum ai încercat să valorizezi
experiența ta? Am încercat să o fac cât mai turbulentă cu posibil și să exprim lucrul ăsta stilistic, pentru că povestirea și... m-am bătut la un moment dat în papi. Nu sunt singurul, nu sunt primul. Acolo era ceva, să zicem, la ordinea zilei, dar nici excepțional. Exact. Și am încercat cumva să redau și stilistic și prin felul în care am structurat cumva experiența aia, care e una mai turbulentă, mai ieșită din comun. Asta am încercat. Și bineînțeles să pun la oaltă informațiile pe care mi le aminteam din acel moment. Pentru că, bineînțeles, nu puteai să ajungi să te bați în papi dacă erai complet treaz și venit dintr-un somn foarte bun. Adică toată lumea era cumva pe un film al lui propriu acolo, care era în general alimentat de ce consuma fiecare. Și na, până la urmă trebuie să faci un soi de memento, așa, să știi un puzzle al amintirilor și să le pui. Dar asta cred că dă... Ceea ce deja e o formă de ficționalizare. Exact, e o formă de ficționalizare. Până la urmă, toate textele sunt... Au o componentă ficționalizată. De ce? Pentru că în primul rând am apelat la scriitori. Nu m-am dus în underground să găsesc, nu știu, să găsesc chiar proprietarii de birturi și să-i întreb, ok, cum erau bătăile la tine în birtul din Cârțan sau ceva de genul ăsta. Am mers către scriitori pentru că ei au puterea și asta. Și dacă făceau o relatare de alt tip, în afara literaturii, tot o formă de ficțiune cumva era și aia. Exact. Și îți spuneam, singura cerință pe care am avut a fost ca textul să aibă personaje reale, evenimente reale, locuri reale, dar să nu fie descrise proces verbal de tip a venit garda și m-a luat și acum trebuie să dau declarații despre exact ce am făcut și acolo trebuie chiar să-mi amintesc totul. Adică e pentru mine perioada respectivă, de exemplu Papillon, perioada Papillon, care a fost undeva de la sfârșitul 2006 până, da, mai intens a început de fapt în 2007 prin aprilie, până în 2009, 8-9, odată cu criza aia atunci și așa mai departe, a însemnat așa și o perioadă de aproape de mizerie materială, de subzistență, dar și o perioadă, dacă nu cumva, cea mai intensă de până acum de creație și creativitate. Asta este un paradox aparent, pentru că uneori când e mai... ceea ce nu e o condiție, dar uneori când e mai rău, materialmente, socialmente, e sau mă rog, poate fi mai bine artistic. Atunci am reușit să bag mizeria în casă. N-am avut decât scrisul la îndemână și m-am axat exclusiv pe asta. Cărțile pe care le-am scris, de exemplu, Casete Martor 1 și Fragmente Continue de Poeme Live, care au dat și premiul ulterior, le-am scris ambele în 2007, în perioada respectivă. Papillonul, când despre era în principal vorba, acum fac eu pe invitatul, era locul în care mergeai și să te îmbeți seara, noapte și să te dregi dimineața. Exact. Eu nu o să uit cât de aurie era berea în ambele ocazii. Deci uneori, ca să zic așa, țin minte, era atât de fain și eram atât de tineri încât nu rezistam petelor de lumină de pe pereți. Era un fel de placaj sau ce era de lemn, așa maroniu, până la jumătatea, când mă uitam, era, cum ar zice, era de experiența luminii. Deci locul era centru. Și fluturii din spatele cărora venea lumina și dădea o lumina aia difuză, foarte ciudată, așa. Tot timpul parcă de experiență, din afara realității, din afara timpului era. Inclusiv lumina ziua și lumina soarelui, lumina de zi, cum ar fi. Era ceva... din punctul ăsta de vedere și mizerabil și sublim, cum sunt de fapt toate experiențele de genul ăsta. Pentru tine ce a însemnat, să zicem, perioada ta cea mai boemă? Păi tot în perioada facultății a fost, bineînțeles. A fost în care mi-am petrecut-o în toate locurile astea și un pic după, adică, eu știu, 2007, 2010, 2011, 2012, atunci în perioada aia am avut așa un moment cumva în care am zis ok, acum pot să fac această pauză în ceea ce înseamnă toate lucrurile pe care mi le spune societatea că trebuie să le fac, să fiu responsabil, să îmi urmez calea și așa mai departe și să încerc să văd cât de departe și de mult
pot merge și na, fără să ajungem la consecințe foarte, foarte serioase. Și aia a fost, adică a fost o perioadă turbulentă, a fost o perioadă liberă, a fost, au fost niște ani în care puține au fost limitele. Na. Timișoara a avut și din generația 80 câteva figuri care cumva au căzut pradă boemei, care n-au mai prea ieșit din... și destul de mulți, proporțional vorbind, câțiva dintre cei mai buni și o boemă mult mai sângeroasă, deci care era dusă până la pierderea apartamentului, până la alcoolism și cronic și acut, să zic așa. Da. Deci sinucigaș și așa mai departe. E boema asta... E o formă de boemă aici? Poate, de fapt, despre ce e vorba? Nu știu. Ca underground ar fi, să zicem, locul simbolic, toposul subteran, da, aia înseamnă. Da, aș zice că e, într-un fel sau altul, e manifestarea nostalgiei a mea și a ta și a tuturor autorilor de acolo, într-o formă sau alta, față de un moment al vieții lor care se petrecea cumva în umbră, în subterane, departe de locul ăsta al societății central, de obicei, în care totul e luminos, e reglementat. Sau luminat, măcar, luminat, să zicem așa. Adică... E, ca să spun așa, imaginea perfectă, dar care e doar o poleială a ceea ce înseamnă, de fapt, cu adevărat viața, un oraș realitatea. Și viața. Viața, da, un oraș este un amalgam de energii, de oameni, de locuri, de tot soiul de manifestări care sunt sau nu sunt, eu știu, chiar și legale, de bun simț, de bun gust, de și așa mai departe. Și asta cred că au încercat toți autorii, pentru că toți autorii au scris cumva, dacă îți vine să crezi, în afară de unul sau doi, despre tinerețile lor, despre perioada în care erau adolescenți în facultate și în perioada în care sau li s-a întâmplat... Când, din anii 20, ca să zic așa, de când exact, aveau 20 exact, de ani. Exact. Și e mai degrabă, cred că pentru ei a fost recuperarea acestei boeme pe care au avut-o atunci, când puteau să fie în felul ăsta, puteau să interacționeze cu personajele cu care au interacționat și acum nu mai pot, pentru că au depășit o vârstă, s-au maturizat, au început să... Familie, copii, exact, job, alt circuit. Personajele, locurile, oamenii ăia nu mai există. Unii au și murit, trebuie spus. Unii au și murit. Deci Timișoara avea atunci... Da. Uite, un personaj, nu știu despre ce a scris aici, a scris în povestiri din garaj, de pildă, care uneori trecea și prin locală despre care am vorbit, se numea Dani Taekwondo. El era unul dintre cei mai buni practicanți de Taekwondo din România. Poate sunt și acum unele filmări de pe YouTube de la antrenamentele pe care le făcea și care avea un anumit parcurs. Deci uneori intra în conflicte, venea vânăt și așa mai la ochi și așa mai la pumn și așa mai departe. Era un personaj fabulos. Unii s-au dus, nu mai sunt. Și acum are un text tot despre genul ăsta de personaje care acțiunea se petrece într-un bar tot așa de periferie, unde sunt dintre cele mai colorate și mai violente și mai agresive personaje pe care puteai să le întâlnești probabil în perioada aia anilor 90. Despre care, da, cred că s-ar putea să nu mai fie cu noi. Am tot vorbit aici, este clar că în ce privește viața culturală a Timișoarei în deceniu, mă rog, recent încheiat, deci cum ar fi 2010-2012, dar se poate 2020, dar se poate spune și 2012-2022, adică au apărut creșteri clare, mai ales în literatură, sub forma vieții literare organizate. Festivalul, lecturi publice, librării, la 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 la. Bun. Ce simt eu că a dispărut și că s-a pierdut în raport cu ce era atunci, până atunci, cum ar fi și așa, era forma asta de viață de creație, mult mai liberă, de efervescență clară creatoare. Deci făceam niște agape, ca să folosim un termen aproape religios, cu forță, de exemplu, cu mai mulți, de ore în șir, deci de dimineața aproape, până dimineața uneori. Și vorbeam fanatizați despre poezie. Deci era o febră și o stare pe care acum nu mai, eu nu le mai regăsesc între scriitori, de exemplu. Deci din punctul ăsta de vedere, ceva argint viu s-a scurs din corp.
Tu cum vezi, din punctul ăsta de vedere a raportului între festivaluri, viața organizată și viața asta, că aia mai degrabă subterană, de creație efectivă, stare de creație, care e o stare de urgență, de cel mai multe ori? Mi s-a părut poate la un moment dat cumva că există, da, există niște bariere între scriitori, niște ziduri pe care și le-au ridicat ei între ei, cumva, și s-au închis. Așa, e exact poza de pe copertă, am ales-o cumva să semnifice și să simbolizeze și depărtarea asta dintre noi, care există cu pereții, zidurile, dar în același timp și toate universurile micuțe din fiecare apartament, care creează un tot, într-un bloc enorm de povești, de oameni. Bineînțeles, comunist, că în spatele acestor blocuri e, de fapt, realitatea și mare parte din povești se întâmplă acolo. Dar experiența acestui volum m-a contrazis, pentru că în momentul în care am început să fac listele de autori, lista de autori, și mă gândeam pe cine să invit, am zis ok, pun o mulțime de oameni aici, văd eu care îmi răspund și care nu îmi răspund, și nu aveam foarte mari speranțe că lumea o să fie cumva încrezătoare în proiect și deschisă la proiect. Și totuși sunt 18 autori, ar fi putut să fie mult mai mulți pe cei pe care am lăsat pe afară, îmi cer scuze de pe acum. Și toată lumea, am discutat cu fiecare sau aproape cu fiecare în parte despre textele lor, le-am dezbătut, am schimbat păreri, le-am arătat exact de ce îmi place sau de ce nu-mi place. Bineînțeles, toate din perspectiva mea personală, nu mi-a rog niciun merit de critic în a judeca complet obiectiv un text. Și am simțit că există așa un entuziasm, o efervescență în fiecare autor, în a-și discuta textele, în a-și discuta poveștile, povestirile, evenimentele, oamenii, personajele pe care, care apar acolo. Ce vreau să zic e că probabil dacă ar exista cumva scânteia care să aducă înapoi aceste agape, lumea, un birt, dacă s-ar redeschide papionul, probabil n-am mai că putea vorbi așa despre n-am mai putea atunci vorbi, dar dacă ar fi un alt loc asemănător, așa complet libertin, cred că probabil eu cu tine și ceilalți 17 autori din carte ne-am strânge acolo și am face niște bacanale, așa ne-am... Sau niște batacande, cum s-ar zice. Da, vorbim despre literatură, despre poezie, despre... Da, asta este o dimensiune, cum să zic, este dimensiunea cea mai vie cumva și dimensiunea care le generează pe toate celelalte, pentru că de-abia energia plecată din centrele, sau centrele astea subterane, cum ar fi, prinde forme durabile și în exterior. Mulțumesc, Cristian Vicol. Și eu. Și vreau doar să mai spun că îi mulțumesc și eu Loredanei Târzioru pentru de la editura Brumari, bineînțeles, care a avut încredere în acest volum, și fotografia Ana Popescu, care mi-a dat această fotografie pe care, cum spuneam mai devreme, când am văzut-o, am zis mi se pare potrivită și perfectă pentru tipul ăsta de volum. Care e poză, poate o recunoașteți, poate nu o recunoașteți dacă o să cumpărați volumul, să vă uitați atent, să vă dați seama că este făcută chiar pe Popaș, pe Tachionescu. Nu departe de Popaș. Nu departe de Popaș. Dacă tot vorbim de ziduri. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.